Salut, sunt Gabriel și vin la școală în fiecare dimineață, ca oricare elev, dar nu la orice școală. Bine ați venit la Colegiul Tehnic de Transporturi, cel mai bun colegiu tehnic din Brașov. Cu toate că avem o vechime de aproximativ 80 de ani, suntem un liceu modern cu peste 700 de elevi care studiază meserii diferite din domeniul tehnic. Avem săli de clasă modernă, dotate conform profilului liceului, o sală de legislație rutieră cu soft acreditat ARR pentru școala de șoferi categoriile B, C și CE, cabinet de cunoaștere a autovehiculului, 4 ateliere școală, 3 laboratoare de informatică, un centru de documentare și informare, 2 săli de sport și 3 terenuri amenajate. Bună, sunt Lăcrămiara. Sunt elevă la Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov. Am ales specializarea tehnician operator tehnică de calcul. La ore, profesorii mă ajută să dobândesc cunoștințele necesare pentru ca la terminarea liceului să mă mândresc cu diploma obținută și să urmez o facultate. Salut! El este colegul meu, care, în timpul săptămânii, locuiește în căminul colegiului. Salut! Sunt Lucian, sunt din Lupșa, județul Brașov și vă invit în căminul colegiului, care este minunat. Și am tot confortul de care am nevoie. Iar la cantină mi se oferă un prânz excelent. Credem în educație, pașaportul oricărui tânăr pentru viitor. Să fii elev la Colegiul Tehnic de Transporturi înseamnă sprijin financiar. Elevii noștri primesc bursa bani de liceu, 180 de lei pe lună, bursă de merit și bursă de studiu, decontarea parțială a navetei, abonament gratuit pe mijloacele de transport din municipiul Brașov, costuri reduse la cazarea în cămin și masa în cantina școlii, iar elevii de la învățământul profesional dual, 400 de lei pe lună. Așa, asta e și. Salut, eu sunt Sergiu și sunt la orele de practică de la Delcar. E aici cu domnul mecanic, care mă instruiește cum să devin un mecanic bun și pregătit și foarte instruit pentru că atunci când termin școala să pot lucra în domeniul mecanicii să n-am nicio problemă. Pentru absolvenții claselor a 8-a din acest an, colegiul are o clasă a 9-a de liceu cu specializarea tehnician operator tehnică de calcul și o clasă de tehnician operator text-imagine. Aceste calificări sunt potrivite și pentru fete. La sfârșitul liceului, absolvenții noștri vor avea un certificat de competențe profesionale. Vor putea susține bacalaureatul și se vor putea înscrie la o școală post-liceală sau la facultate. Pentru absolvenții de școală generală care au înclinații practice și vor să învețe o meserie bine plătită și căutată, colegiul are în acest an 5 clase de școală profesională. 3 clase în care se poate învăța meseria de mecanic auto, o clasă de tinichigiu vopsitor auto și o clasă cu o meserie căutată în domeniul căilor ferate și anume cea de electromecanic material rulant. Începând cu anul 2017, colegiul are, în parteneriat cu Primăria Brașov și agenți economici, clase de învățământ profesional dual, ceea ce înseamnă, pe lângă bursa de 400 de lei lunar, rechizite și echipamente pentru practică gratuite, o masă gratuită în timpul practicii comasate și, cel mai important, prioritate la angajare. Pentru cei care deja lucrează și doresc să-și continue studiile liceale, colegiul are o clasă a 9-a de liceu, frecvență redusă, profil real, cu specializarea științele naturii. Pentru absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, colegiul oferă cursurile școlii post-liceale cu specializări cerute pe piața muncii, tehnician transporturi interne și internaționale și tehnician infrastructură de rețele de telecomunicații. Salut, sunt Sebi, elev al Colegiului Tehnic de Transporturi Brașov. Mă aflu într-un camion, cu instructorul plecăm la orele de conducere. Colegiul Tehnic de Transporturi este singura instituție de învățământ din Brașov care oferă elevilor posibilitatea de a efectua ore de conducere cu instructori specializați și ore de legislație rutieră pentru obținerea permisului de conducere auto la categoriile B, C și CE. În fiecare an sărbătorim zilele școlii de transporturi cu jocuri, concursuri sportive, activități artistice și de protecție a mediului și tradiționala sesiune de comunicări științifice. Tot atunci,
la ziua porților deschise, așteptăm viitorii boboci să ne viziteze școala. Elevii Colegiului Tehnic de Transporturi Brașov au înregistrat de-a lungul anilor rezultate bune și foarte bune la bacalaureat și la olimpiadele pentru disciplinele tehnice și concursurile pe meserii. Unii dintre elevii școlii au ales să frecventeze instituții de învățământ superior, alții s-au încadrat în producție. Tuturor, colegiul nostru le-a oferit sprijin în alegerile făcute. Suntem mândri de toți absolvenții noștri. V-am zis că nu e orice școală, e Colegiul Tehnic de Transport în Brașov. Sunt tocmai la permisie. Salut!